Primul film autohton lansat în 2024 este intitulat Alive in Mo și este o poveste despre sacrificiu, integritate, rezistență și capacitatea de a rămâne în viață în pofida tuturor obstacolelor. Filmul marchează debutul regizoral al lui Grigore Becket și debutul cinematografic al actorului Cătălin Lungu. Este și ultima producție cinematografică în care s-a filmat regretatul actor Boris Becket. E că acolo e dușul. Viceu, pașaport. I-a dus brânze, conserve. Pentru mine foarte emoționat a fost să-l văd pe actorul, regretatul Boris Becket, care a jucat în ultimul film și a jucat exact așa cum era el, ca un actor deosebit și ca un actor și cu umor, și cu seriozitate, și cu un mesaj pentru spectatori. Filmul a fost conceput de regizorul Grigore Becket la New York. S-a întâmplat să fie și ultima producție în care s-a filmat tatăl său, Boris Becket. Lumea care îl cunoaște pe Boris știe că el pe cât a fost de bun actor, pe atât de dificil uneori, sau invers, pe cât de dificil, pe atât de bun. Cunoscându-l mai îndeaproape, chiar din familie, noi cumva îi lăsam lui și loc de libertate de improvizație și libertate chiar și de program. Este un film despre noi, cu noi și, în primul rând, pentru noi. Scriitorul Igor Guzun a avut o primă experiență în calitate de producător al filmului. Cred că experiența asta s-a datorat unei prietenii pe care am avut-o cu Boris Becket și l-am moștenit ca prieten pe Grigore. Iar marele lui merit al lui Grigore este că a reușit să adune în jurul ideii sale de film o echipă mare internațională de la Moldova, România, Statele Unite, Elveția, Franța, Rusia și multe alte câteva țări. În premieră a jucat un rol principal într-un film actorul Cătălin Lungu. Mă bucur de experiența în sine. Mă bucur că am făcut parte dintr-o echipă atât de mare cu oameni profesioniști și din America și din Franța și că am jucat cot la cot cu maestru Boris Becket. Filmările au avut loc în 2019, spune Ruben Agajanian, unul dintre directorii de imagine a filmului. Filmările erau foarte interesante, intense, cu stres uneori, dar era o istorie foarte faină și foarte pe locuri veselă, pe locuri deloc nu veselă. Majoritatea filmărilor au avut loc în Chișinău sau un pic în afara Chișinăului și anumite scene au fost filmate în Moscova, da. Dar într-un timp foarte și foarte restrâns. Alive in Mo a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Cred că ceea ce se întâmplă, de fapt, demonstrează faptul că odată cu apariția centrului, da, și odată cu apariția unui suport de la stat, lucrurile încep să se miște. Asta este foarte important, pentru că e o artă și o industrie totodată complexă și atunci e nevoie de acest suport, așa cum se întâmplă în toate țările europene. Autoritățile susțin producția cinematografică, cinematografie în general, pe două căi. În primul rând financiar, prin sumele alocate din bugetul de stat și în al doilea rând prin inițiative legislative care vin să simplifice accesul la această finanțare. Mă refer în primul și în primul rând la fondul cinematografic, care cu siguranță anul acesta va fi instituit. Filmul Alive in Mo va fi proiectat în cinematografele din capitală la sfârșitul acestei săptămâni.